Trece ușor de Buc și acolo Ionita avansează, pasa pentru Gheorghe, șutul lui Gheorghe respinge Bălgrădean! Este gol! Niu Iazie înscrie după ce Bălgrădean respinge în față acest balon. Zero cu două minute înainte de finalul primei reprize. Primul gol marcat de francezul care a jucat ultima dată în Lituania la Žalgiris. La a șasea partidă în care este folosit, reușește să înscrie după ce urmărește faza creată de Ionită, continuată de Valentin Gheorghe cu șutul care îi dă mâinile peste cap lui Bălgrădean. Unul la unul și se confirmă, ambele echipe sunt ofensive, ambele echipe au probleme în apărare și tabela de marcaj confirmă, iată, înainte de pauză acest lucru.